Încă o stradă din municipiul Hunedoara a intrat în șantier. Zilele acestea a început serie nouă de lucrări în cadrul proiectului cu finanțare europeană intitulat Coridorul de Vest. Este vorba despre reabilitarea, modernizarea și transformarea străzii Maior Stângă în zonă semi-pietonală cu pavaj. Artera duce până în strada 9 Mai, stradă prin care se face apoi legătura cu zona semi-pietonală a străzii Castelului, aflată și ea în lucru în cadrul aceluiași proiect. Au debutat lucrările și la zona pietonală care va lega practic centrul vechi al Hunedoarei de Castelul Corvinilor. În acest moment se lucrează pe strada Maior Stângă, urmând drumul către Castel, 9 Mai, respectiv strada Castelului. Putem spune că anul acesta suntem pe punctul de a finaliza toate aceste proiecte și de la intrare în municipiul Hunedoara, venind dinspre Deva și până la Castelul Corvinilor, vor fi zone pietonale, vor fi piste de biciclete, vor fi stații de închiriere a pistelor de biciclete, stații noi de autobuz, semaforizare nouă peste tot.